Dragi tauri, oh la la, a venit luna aia din an în care ar trebui să străluciți, să fie toate reflectoarele pe voi, când norocul trece pe strada voastră. Câte se întâmplă în taur, mi-e și greu să vă povestesc. Lucru care deja se simte încă de luna trecută. Știți foarte bine că unele planete sunt încă din luna aprilie în ograda voastră. Soarele a intrat la final de aprilie. Venus, guvernatoarea voastră, a intrat în taur chiar în ultimele zile din aprilie. Ați fost sub explozia aia unicată în viață a conjuncției dintre Jupiter și Uranus, care evident se menține încă, poate chiar tot anul o să vă influențeze această minunată conjuncție, unicat conjuncție, care e acolo o resursă de energie copleșitoare pentru voi. Sigur, în unele cazuri poate fi și greu de gestionat o energie atât de mare. E o vâlvătaie în curtea voastră. Depinde cum folosiți vâlvătaia. Puneți mai tare gaz pe focul ăsta și canalizați energia într-un mare proiect al vieții voastre sau veniți cu pătura să o stingeți, că poate arde totul. E multă explozie. E un vulcan în erupție viața voastră în această perioadă. Dar poate vă place. Mai mult decât atât, tot în ograda voastră pe parcursul lunii se vor aduna de două ori 5 planete din 10. 5. Jumătate sunt acolo pe strada voastră, înghesuială în zodia voastră, încât aceste planete se și întâlnesc ele între ele. În total sunt vreo 6 conjuncții care se produc în taur în această perioadă. Luna nouă în taur va fi pe 8 mai, deci e momentul unui nou început, dați drumul la niște planuri noi, proiecte noi, pentru că luna nouă e un nou ciclu care începe și practic este singura lună nouă din anul 2024, când aveți butonul de start sub degetele voastre. La ce folosiți acest buton de start, voi știți. Unele lucruri încep în timp ce alte lucruri se termină. Luna nouă, deci, este un eveniment de o ușă care se deschide, o decizie pe care o luați, o cale pe care porniți, e sămânța aia pe care o puneți în solul foarte fertilizat al vieții voastre. Taurul inspiră ideea de ogor. Taurul este zona agriculturii în zodiac. Deci este ogorul ăla pe care l-ați tot fertilizat de când a intrat Jupiter în ograda voastră, adică anul trecut, pe vremea asta, că Jupiter se pregătește să părăsească ogorul. Tractorul ăsta, ce tractorul e? Fertilizatorul care a fost Jupiter de un an de zile tot v-a pus îngrășământ la viața voastră, metaforic vorbind, și pleacă. La sfârșitul lunii, pe 26 mai, părăsește zodia taurului. Intra anul trecut pe 16 mai, iată, acum pe 26 mai părăsește zodia taurului. O să vă lipsească un pic. Depinde, poate unii vă bucurați că pleacă. Poate a adus pentru unii un prea mult din anumite puncte de vedere, pentru că asta este Jupiter, un amplificator, un, de aia am zis, fertilizant, un îngrășământ, ceva a crescut, dar depinde ce a găsit el pe terenul ăsta. Dacă a găsit buruiană, cum e când pui îngrășământ peste buruiană? Crește buruiană. Dar dacă a găsit un teren lucrat, afânat, însămânțat, a crescut recolta pe terenul ăsta. De aia Jupiter este fertilizatorul de care vă ziceam. Dar nu iese draga de Jupiter, dragul de Jupiter, nici nu știu cum să-i spun, nu iese din zodia voastră fără ultimele daruri. Pentru că tot aici, în grada voastră, se adună planete, cum vă ziceam. Soarele, Venus, Mercur trec pe aici, Jupiter și Uranus încă pe aici. Deci toate aceste planete rapide se vor întâlni pe parcursul lunii cu planetele bine înfipte în solul ăsta al taurului. Și cu Jupiter și cu Uranus. Cele cu Uranus nu sunt o noutate. S-au produs și anul trecut și acum 2 ani, deci nu contează prea mult conjuncțiile cu Uranus. Evident că și ele sunt importante și apasă niște butoane de schimbare, niște surprize, niște noutăți, niște resurse de care vă puteți folosi, niște scântei care aprind focul ăla în sens pozitiv, dar evenimentul sunt conjuncțiile lui Jupiter, pentru că conjuncțiile lui Jupiter în ograda voastră se produc odată la 12 ani. Numai Mercur nu mai apucă să se întâlnească cu Jupiter, din păcate. Se va întâlni cu Jupiter în Gemeni, imediat după ce va trece în zodia alăturată.
Dar conjuncțiile lui Jupiter sunt foarte norocoase, de aceea am să vă invit să vedeți două filme de pe acest canal de YouTube, și anume Astrodrama a lunii mai, în care vorbesc despre toate aceste conjuncții, ba chiar și filmul numit Momente de Top. Știu, vi le tot recomand, dar a cui e momentul să le vedeți? Pentru că acum se produc evenimente despre care am vorbit și chiar primul capitol al filmului Momente de Top se referă la cea mai norocoasă lună din an, pentru că au loc aceste conjuncții aproape simultan în zodia voastră, nu în altă parte. Deci dacă nu e vorba de voi, atunci când și despre cine vorbim aici? Prima conjuncție a lui Jupiter este pe 18 mai cu Soarele și a doua conjuncție și mai importantă pe 23 mai cu Venus, guvernatoarea voastră. Micul benefic Venus, marele benefic Jupiter, într-o îmbrățișare de toată frumusețea, noroc cu carul, trece norocul pe strada voastră și dacă nu deschideți brațele să-l folosiți, evident nu vă aștepta să vină cineva să vă lase plocon la poartă, dar fiind auspicii atât de bune, ăsta e momentul pentru orice fel de eveniment, acțiune, activitate, decizie, tot ce vreți în beneficiu vostru. Vreți să vă căsătoriți? Ăsta e momentul. Vreți să vă angajați? Ăsta e momentul. Vreți să începeți o afacere? Ăsta e momentul. Luna mai, cea mai norocoasă lună din an. Tocmai de-aia n-am mai numit-o ca alte dăți cea mai fericită zi din an, care ar putea fi conjuncție între Soare și Jupiter pe 18, cum nu pot numi cea mai norocoasă zi din an pe 23 mai, conjuncția dintre Venus și Jupiter, ce am numit-o cea mai norocoasă sau cea mai bună sau cea mai benefică lună din an, pentru că iată câte evenimente se produc pe parcursul aceleiași luni. În alte dăți era una într-o lună, alta în altă lună, și de aceea nu mă refeream la cea mai norocoasă lună, ci la zilele cu pricină. Atâtea conjuncții benefice ar trebui să vă deschidă porți, să dați drumul, așa cum ziceam, la niște evenimente capitale, așa că am să vorbesc în momentele imediat următoare și despre palierele vieții voastre. Să vorbim despre iubire. Sentimentul ăsta de plenitudine pe care îl aveți vă face fericit. Da, poate fi și o perioadă de fericire. Evident, dacă vreți să vedeți această fericire, dacă vreți să vedeți acest noroc, v-am spus că Jupiter este un amplificator a ceea ce găsește pe ogorul vostru. Dacă găsește nefericire, dacă găsește supărare, alea pe care singur vi le induceți, tot aia va crește. Deci, acum e momentul, cu atât mai mult că este și o lună nouă, norocoasă, acum e momentul să puneți o sămânță de fericire. Dacă nu fericire de acum, măcar fericirea din viitor, să-i dați apă să crească acestei semințe. Cu încredere, cu speranță, cu stare de bine, cu bucuria vieții. Nu o să mai fie niciodată o configurație atât de specială. Uranus mai stă un an și un pic în zodia voastră. Jupiter și Uranus odată în viață se întâlnesc aici. Celelalte, da, se repetă. Conjuncțiile cu Uranus s-au repetat pe perioada trecerii lui Uranus în fiecare an. Conjuncțiile cu Jupiter odată la 12 ani. Deci nu e o perioadă oarecare. E o perioadă atât de bună încât ar trebui să folosiți din belșug tot ce vi se oferă. Daruri. Vin daruri la poartă. Inclusiv iubirea, că vorbeam de iubire aici. Zic asta pentru că Venus, guvernatoarea voastră, este în zodia voastră și vă poate da sentimentul de viață frumoasă, poate fi sentimentul de fericire, de stare de bine, de încredere în voi, de frumusețe exterioară. Trece totuși prin casa întâi, ceea ce înseamnă că vă uitați într-o oglindă și ziceți, bravo, îmi place de mine. Poate mai ales femeile sunt foarte bine susținute de însăși Venus, dar și bărbați, evident. Sunteți mai frumoși, vă simțiți mai frumoși, faceți ameliorări de imagine în cazul în care simțeați nevoia să le faceți, o cură de slăbire, vă luați haine noi, vă schimbați look-ul, care să vă facă să vă simțiți mai minunați, mai atrăgători, mai sexy. E o perioadă cu multă senzualitate și chiar și sexualitate și veți vedea că voi face referire și la asta. Mulți v-ați putea îndrăgosti, apoi dacă nu acum, atunci când? Este cu Venus, cum spuneam, în ograda voastră și stă Venus în zodia voastră până pe 23 mai, având și întâlnirile de care vă ziceam nemaipomenite, întâlnirea cu Uranus, întâlnirea cu Jupiter,
pe la, prin a doua, a treia decadă a lunii. E toate aceste întâlniri ale lui Venus sunt reflectoare, puse pe voi. Dacă nu vă remarcă acum, văd frumos, călare, nu știu când o să vă remarce. Peste 12 ani, probabil. Bineînțeles că vor fi și alte perioade excepționale, dar dragostea plutește în aer. Și cum e și noroc, de ce nu? E sentimentul ăla că treceți pe strada potrivită în momentul potrivit să vă întâlniți cu persoana potrivită. Dacă sunteți deja îndrăgostiți, treceți la nivelul următor. Evident că e o perioadă bună și pentru cei singuri să întâlnească personaje noi și să vă simțiți atrași de cine trebuie. În zona iubirii de ceva vreme este Lilith și zona iubirii este acoperită de Fecioară pentru voi. E, până și Lilith, luna viitoare părăsește Fecioara. E și bine, e și rău, pentru că Lilith are și o conotație bună, dă tupeu, dă curaj, dă încredere în senzualitatea voastră, în aspectul vostru. Femeile mai ales sunt un pic mai curajoase, mai bătăioase, ceea ce le poate face mai dornice să cucerească o redută nouă, dar și multă senzualitate. Dar e și partea negativă, pentru că Lilith poate fi și ispita, poate fi și riscul de a vă îndrăgosti de cine nu trebuie. Deci e posibil în aceste perioade cât a stat Lilith în Fecioară să fie avut parte de tot felul de provocări din punct de vedere sentimental. Și ieșind de acolo, o să vă lipsească energia lui Lilith. Poate vă bucurați că pleacă, dar poate o să simțiți dintr-o dată că așa o să se desumfle o zonă care era foarte sexy, foarte atrăgătoare. Poate perioada aia de început a unei iubiri, când totul e frumos, totul e aprins, totul e energic și mai trece pasiunea, atractivitatea, magnetismul, mai ales în natură sexuală, că Lilith cam cu asta se ocupă. Și dacă tot am folosit cuvântul ăsta cu trei litere, luna asta se produce fază de lună plină, unde în Săgetător, ceea ce pentru voi înseamnă casa 8-a, care este casa asta, despre care tocmai am zis, a iubirii fizice, a atracției dintre sexe. Poate să apară, dar poate să apară și când nu sunteți pregătit, gen, deja sunteți căsătoriți, deja sunteți într-o relație, deja. E, poate să apară ispita de care vă ziceam. Ori voi să fiți ispita cuiva, ori să apară tentația pe strada voastră și să vedeți dacă îi dați apă la moară sau nu. Poate fi pentru mulți o perioadă de relații ascunse, da, și de adulter și de trio, se poate și asta. Acum nu înseamnă că toți taurii o să aibă iubiri ascunse, dar unii sunteți puși în situația asta foarte delicată să nu știți cum să gestionați o altă relație din viața voastră, o altă persoană din inima voastră sau din mintea voastră. În unele cazuri apare rivalul, altcineva se bagă în cuplul vostru. Voi sunteți, bine, mersi acolo, ea și el, relație serioasă, trecută prin toate, să nu cumva să apară pentru unii o astfel de ispită în afara relației cu pricina. Ori pentru voi, ori pentru partener, se poate și acest lucru. Pentru unii poate fi și o perioadă de decizii foarte importante de natură sentimentală. Ce fac cu relația asta? Poate că ați trecut-o prin toate probele în ultima vreme și acum, fiind o perioadă atât de intensă în zodia voastră, poate sunteți puși în fața unor astfel de alegeri, ori-ori. Orice poate să însemne ori-ori, ori cu el, ori cu el, ori cu fostul, ori cu viitorul, ori mă despart, ori merg mai departe, ori-ori. Elemente tranșante, curajoase. Poate și la începutul lunii o să aveți niște momente de astea de ori la bar, ori la spital, ori o fac, ori nu fac și trebuie să luați niște decizii. Să vedeți dacă rămâneți în ispită, dacă duceți mai departe povestea paralelă în cazul în care e vorba de așa ceva. Dacă apare un personaj, s-ar putea să fie un magnetism fantastic, vă cucerește, vă vrăjește. Poate fi multă sexualitate în aer în perioada asta, multă atractivitate, iar taurii pun mult accent pe capitolul cu pricina. Încât da, pentru mulți, că-i luna nouă, că-s conjuncțiile lui Venus, că-i conjuncția dintre Jupiter și Uranus, că e luna plină din Săgetător, oricare vă poate aprinde acolo un foc în interior și care vă aruncă așa într-o aventură sentimentală, ba chiar și conjugală. În zona căsniciei nu se întâmplă nimic. Acolo este zodia Scorpionului. Dar luna trecută, în aprilie, faza de lună plină a avut loc aici, încât e foarte probabil să fiți încă sub influența acestei luni
pline în Scorpion de la sfârșit de aprilie, care e posibil să fie adus un moment de apogeu, de claritate, de decizie, de ce nu, în strânsă legătură cu o căsnicie sau cu o relație care ar putea duce la căsnicie. E o perioadă cu decizii de alea categorice, ba chiar definitive. De-aia ideea de ori-ori e foarte puternică în perioada asta. Inclusiv divorț, de ce nu? Inclusiv de a trece la un nivel următor, în cazul în care era o simplă relație, hai să mergem la nivel următor. Decizii de alea rare, pe care nu le iei toată ziua. Și nu fleacuri, nu ce facem de mâncare mâine. Cumpărăm casa asta, nu cumpărăm, ne mutăm sau nu ne mutăm, pleci în străinătate sau vii acasă. Chestii de genul. Care posibil mult să fi luat astfel de decizii în ultima vreme, dar care au rolul de a reașeza pe un alt făgaș relația, căsnicia. Cu luna plină la sfârșitul lunii aprilie, posibil unii să fie ajuns, dacă nu sunteți căsătoriți, să fie ajuns la o concluzie în strânsă legătură cu o relație. Da, merită, merg mai departe și poate și toate conjuncțiile din zodia voastră vă dau acest curaj de a apăsa niște butoane de start. Da, mă căsătoresc, da, intru în relația asta, că poate era așa la tatonare, da, ies din relația asta, că Jupiter și Uranus poate v-a dat curajul independenței în cazul în care ceva nu mai mergea. Era o relație dificilă, nerentabilă, nefericită și v-a dat curajul de a spune ceva acolo, de a alege între A și B în cazul în care aveați și o astfel de situație. Poate fi o perioadă, și poate nu neapărat luna mai, ci poate toată primăvara, e o perioadă ca într-o intersecție. Stați într-o intersecție, inclusiv din punct de vedere sentimental. Ce fac? Încotro o iau? Și mulți acum luați decizii de alea capitale de la care așteptați după aceea schimbări foarte bune. Ce drept, unele în perspectivă, dar merită să aveți curajul acestei schimbări sau, mă rog, a deciziei, a alegerii, a declarării deciziei pe care ați ales-o. Hai să vorbim și despre muncă, deși mare lucru n-ar fi de spus. Zona locului de muncă pentru voi este acoperită de balanță, pe unde nu trece nimic. Zona carierei este acoperită de vărsător și în vărsător, în afară de Pluto, nu se întâmplă nimic, dar Pluto, de acolo, din vărsător, într-o poziție foarte înaltă, pe mijlocul cerului pentru voi, taurii, Pluto formează foarte multe aspecte în perioada asta. Foarte multe aspecte. Atât cu planetele din Taur, ceea ce da, vă zguduie, vă dă peste cap în anumite puncte de vedere, e un sentiment de la de frământare pe diverse planuri, inclusiv în planul carierei. Mulți vă puneți întrebarea asta, încotro. Inclusiv cu un job care părea foarte bine, consolidat, unii începe să vă gândiți foarte serios la viitorul acestui job, acestei profesii, acestei căi pe care mergeți. Poate și Jupiter în conjuncție cu Uranus, încă din luna aprilie, dar se menține această energie și luna asta, poate multora v-a dat un curaj al schimbării, vântul ăsta al schimbării care bate pe strada voastră. V-a deschis o ușă, v-a dat ideea că ar putea fi o ușă către un alt nivel al vieții voastre din punct de vedere profesional. Se mișcă niște moriști în viața voastră, dar poate într-o altă viteză decât înainte. Vreți altceva, a apărut altceva, căutați altceva, nu vă mai place ceva. E o frământare, dar e cu bătaie lungă, s-ar putea nu azi, mâine să luați niște decizii. Va urma o perioadă foarte interesantă. Mai mult decât atât, de luna viitoare, din iunie, Lilith va intra în balanță, unde vă ziceam că nu se întâmplă nimic, e Lilith va sta 9 luni în balanță. Balanța fiind zona locului de muncă. Lilith ar putea să vă dea peste cap echilibru din punct de vedere profesional. Nu mai spun de Pluto, care și el dă peste cap. Numai că Pluto se va ocupa de domeniul ăsta 20 de ani de acum înainte. Dar Lilith doar 9 luni începând cu luna iunie. Lilith asta s-ar putea, pentru unii evident, cei care nu v-ați găsit locul, cei care nu sunteți mulțumiți de un anumit job, de o anumită profesie, să înceapă să toarnă picuri de insatisfacție. Apar schimbări pe care nu le puteți accepta, gen, se schimbă tura. Până acum erați în tura de la 8 la 4 și dintr-o dată șeful vă zice, știi, de mâine ești de la 12 noaptea până la 8 dimineața. Vă irită,
vă scoate din zona de confort, pe unii din zona de obișnuință, din zona de ceva plăcut, posibil să apară neplăceri, da, cred că ăsta e cuvântul, neplăceri. Dar uneori neplăcerile astea vin anume ca să ni se umple nouă paharul, să luăm niște decizii, să începem să ne gândim lucruri pe care deja probabil vă spune ceva în interior că ar fi timpul unor schimbări de natură profesională pentru unii. Și de aia o să apară aceste neplăceri. Nu vorbim acum despre ele, dar totuși țineți minte că nu neapărat luna asta contează, ci se întâmplă lucruri care sunt cu bătaie lungă în viața voastră. Și de aia apar stări de disconfort la locul de muncă, parcă nu mai sunteți la fel de bine apreciat, v-ați descoperit între timp valoarea, poate câte s-au întâmplat și nu de azi de ieri, de vreo 2 ani încoace, câte ați descoperit la voi, ce talente aveți, ce pricepere aveți, ce vă place, ce nu vă place din punct de vedere profesional, posibil unii să ziceți, doamne, dar eu merit mai mult, nu mai spun de faptul că meritați mai mulți bani, eu merit mai mult, există ceva mai bun și de aia unii parcă trimiteți așa niște butugane înainte, niște săgeți spre viitor. Unele nu se vor întâmpla azi mâine, clar, de aia am spus că-s cu bătaie lungă. Poate dura încă un an toată reconstrucția, reconfigurarea de traseu. Pentru că la unii abia de acum o să vină starea aia de nu mai îmi place să mă duc la serviciu, să m-am săturat, m-am plictisit. Nu cumva există și altceva? Și unii poate ați descoperit acest altceva și urmează să aprofundați, urmează să porniți pe calea aia. Inclusiv luna asta este un moment ideal pentru a porni, v-am spus, să păstrați acele norocoase zile din mai 2024 pentru marile voastre restarturi, noile începuturi, noile ținte. De-aia o văd așa ca o perioadă cu multe săgeți trimise către viitor. Ar trebui să-și atingă toate ținta. Vise, planuri și nu vise iluzorii, vise cu punct ochit, punct lovit, cam asta este. Canalizați-vă toată energia către ce vreți voi în viitor, poate nu în viitorul de azi, mâine, repet lucrul ăsta. Pentru unii se vor arăta efectele peste un an, pentru alții se vor arăta cine știe când. Deci e de pe acum trebuie să faceți ceva. Nu pe principiu, când o să se întâmple, o să se întâmple. Nu, unele lucruri se vor întâmpla, dar e nevoie de toți pașii ăștia pregătitori de până acolo. Simțiți nevoia să schimbați jobul într-un an, doi, de undeva trebuie să porniți. O meserie nouă, o specializare nouă, să vă dați demisia, că s-ar putea cu Lilith în casa a șasea, începând cu luna viitoare, mulți să fiți tentați de demisii. Dar demisia aia omului care nu se mai regăsește, care nu este apreciat, care se duce la servici de parcă ar fi o corvoadă și simte că în altă parte este ceva mult mai bun încât nu o să se mai uite înapoi. Poate asta o să faceți foarte mulți din punctul ăsta de vedere. Dar și luna nouă în Taur este un moment foarte bun să începeți un job nou. Inclusiv conjuncțiile lui Venus sunt foarte importante. Gândiți-vă că zona locului de muncă este acoperită de balanță care este guvernată tot de Venus, guvernatoarea voastră. Și nu trece Venus pe acolo, dar Venus e la voi în zodie. Venus are două conjuncții de milioane în perioada asta, încât oricare din conjuncțiile astea vă pot oferi auspicii norocoase, nu uitați cuvântul noroc, auspicii norocoase de noi începuturi. Dacă nu, efectiv, gata, mă duc, îmi iau jucările și mă duc la alt loc de muncă, ideea, inspirația, ușa, cursul, persoana care să vă ghideze în direcția aia, se deschide. De-aia v-am spus că e o perioadă cu uși foarte multe care se deschid. Sigur, trebuie să bateți la ușile astea, trebuie să căutați aceste uși. O să mă întrebați la unde sunt. Asta depinde de voi. Să treceți prin locul potrivit. De-aia e nevoie de niște schimbări la un moment dat. Făcând același lucru repetitiv, nu se schimbă nimic. Iar voi de ceva vreme, cu eclipse pe axa jobului, mă rog, a locului de muncă acolo în balanță și acum în primăvară și vor mai fi în toamnă, multe lucruri ies din repetitivitatea vieții voastre, din monotonia vieții voastre. Tocmai în asta constă efortul de a ieși din această zonă de repetabilitate. Fac lucrul ăsta de o viață. Cine vă cere să faceți lucrul ăsta în continuare și de acum înainte? De voi depinde, mai ales într-o perioadă atât de bună. Dacă nu acum, atunci când, nu uitați lucrul ăsta. Căutați! Bateți la uși, e o perioadă cu mult curaj și o să mai aveți acest curaj.
Lunile imediat următoare o să vină și Marte la voi în zodie, deci nu se termină perioada intensă, dar maximum este acum. 5 planete acum, o să mai vină Marte luna viitoare și va sta acolo vreo lună, deci încă și toată vara o să fiți sub auspiciile astea, sub vântul ăsta al schimbării, sub vântul acțiunii. Nu doar decizia, nu doar visul, nu doar dorința, ci și acțiunea de a începe ceva major în viața voastră. La unii în plan profesional, la alții în plan financiar, la alții în plan sentimental, pe undeva vi se deschid aceste uși și trebuie să intrați cu toată bucuria și entuziasmul și încrederea pe aceste uși. Deci, mai mult decât atât, pe lângă cuadraturile pe care le face Pluto din zona carierei, încă din luna aprilie se formează astfel de cuadraturi, în total vreo 3 deocamdată, Pluto, de acolo, din cea mai înaltă poziție a cerului, mijlocul cerului, va forma în ultima parte a lunii trigoane unicat în viață până în acest moment. Pentru că vor intra planete în gemeni. Intrând în gemeni, se vor forma trigoane cu acest Pluto care se află în zona carierei pentru voi. Și cum Pluto n-a mai fost niciodată în această poziție, de acum încolo va sta 20 de ani, se vor forma primele trigoane din toate timpurile cu Soarele, cu Venus, luna viitoare și cu Jupiter, că intră și Jupiter acolo în gemeni, peste câțiva ani vor mai fi și altele, deci se vor forma aspecte cu care n-ați mai avut de-a face. Și de-aia poate unii v-ați descoperi niște valori, talente, priceperi, ceva care vă reprezintă și pe care o să le puneți la treabă în beneficiu vostru, din care să iasă și bănuțul. Pentru că planetele astea intră în zona banilor și iată, vorbim și despre bani cu ocazia asta. Soarele, Venus, care este micul benefic, nu uita, intră în zona banilor, adică în gemeni, un Venus prosper, o Venus prosperă, că e feminină. O Venus prosperă, care este elementul noroc, ba chiar și elementul bani, după rarisima întâlnire cu Jupiter de la voi din ogradă. Deci vine încărcată Venus de valoare, de eu pot, eu vreau, eu merit. Vine așa ca un coș plin și vrea, pretinde, știe ce merită. Poate v-ați îmbunătățit viața foarte mult, v-ați upgradat, ați învățat lucruri noi în ultimii ani. Vă știți din ce în ce mai bine câți bani faceți, câți bani meritați. Și de-aia n-o să mai stați pe nimic. Și de-aia mulți o să aveți curajul schimbării către ceva mai bun, căutând căile. Dacă e nevoie să învățați, veți învăța mai departe. Dacă e nevoie să plecați în altă țară, veți pleca în altă țară, dar la mai bine. Multă lume are curajul de a porni pe căi noi la mai bine decât înainte. La mai rentabil, la mai profitabil, la mai bine plătit. Dar de fapt, bine plătit înseamnă bine văzut în ceea ce sunteți voi. Prea norocoasă perioada ca să nu-i simțiți și energia financiară pe aici pe acolo. Voi sunteți o zodie care pune mult preț pe latura materială și cu câte se întâmplă la voi în zodie, oricare din aceste aspecte vă poate aduce noutăți și de natură financiară. Dar vă spuneam în introducere că unele lucruri încep odată cu luna nouă, dar și alte lucruri se termină. Se termină Jupiter în grada voastră și intră acolo în zona banilor, unde va sta până în iunie anul viitor cu Jupiter, marele benefic, după ce va vânturat vouă ogorul, l-a îmbunătățit, începe să culegeți roatele de pe ogorul ăsta. Adică vin bani, vine recunoașterea, vin... De-aia se termină ceva. Cum e când lucrezi în ogor? Scopul lucrării unui ogor este recolta, care e finalul acestui efort. Pentru unii a venit vremea, nu neapărat luna asta, luni bune de acum înainte, să culegeți aceste roade. Să vedeți unde ați ajuns, dacă sunteți mulțumit, dacă se poate și mai bine de atât. Să reinvestiți ceea ce culegeți de pe ogorul ăsta. Jupiter este evenimentul lunii. E cel mai important eveniment al lunii mai. De aceea, normal că l-așteptați. Pe de o parte, l-așteptați că părăsește zodia voastră, dar l-așteptați și pentru faptul că intră unde? În casa a doua, care este casa Taurului, ca și cum ar fi în continuare în zodia voastră. Și va forma niște aspecte foarte interesante de acolo, din Jupiter, mai degrabă luna viitoare. Dar vi se pregătește ceva. Vi se pregătește recolta, așa cum spuneam, vedeți ce ați strâns în hambarul ăla sau cât de bogată e holda pe care o vedeți în ochii voștri, sub ochii voștri, dar e munca voastră acolo, e efortul vostru, e îmbunătățirea vieții voastre. Voi sunteți la holda aia pe care o vedeți, cât o fi ea de bogată, vă reprezintă. Nu vă mulțumește? Atât ați putut, atât ați dat.
Și aici să nu-mi spuneți că, vai, eu am dat totuși, n-am primit nimic. O, ba da, ați primit suficiente. Ar fi culmea să nu fi primit nimic cu Jupiter în ograda voastră, că o să-l mai așteptați 12 ani de acum încolo. Hai, 11, că un an a trecut. Deci peste 11 ani va mai veni pe aici. Prin 2036 va mai trece prin ograda voastră. 35-36, cam așa. Deci dacă n-ați profitat acum de auspiciile sale extrem de benefice, s-ar putea să mai așteptați multă vreme. Evident că o să-și lase amprenta în alte planuri ale vieții, dar marile schimbări pe care poate le-ați făcut pe perioada trecerii lui Jupiter o să-și lase amprenta multă vreme de acum înainte. De acum n-aveți altceva de făcut decât să întrețineți câmpul ăsta pe care l-ați arat, udat, semănat și așa mai departe. Că e al vostru, sunteți voi. Ce ați făcut la voi până acum, clar că o să dea rod în continuare. Dar dacă n-ați făcut chiar tot ce trebuia, poate vă arată Pluto. Uite aici, puteai mai bine, uite de ce nu ți-ai dat examenele astea, de ce ai ratat ocazia asta, poate vine și un moment de asta de regrete, de amintiri, de trecere în revistă, bilanțul, nu? Ca la un final de etapă. Și unii vă dați seama că n-ați atins chiar tot ceea ce v-ați propus. Nu-i nimic, e tema voastră pentru acasă, pentru alt an de acum înainte. Dar e prea norocoasă luna ca să nu deschideți brațele și să primiți toate darurile minunate care vin către voi.